Handbaliștii suceveni regretă încă înfrângerea suferită în prima etapă a campionatului la Târgu Jiu. Extrema stângă, Florin Dospinescu, consideră că Universitatea nu este mai slabă decât Pandurii și așteaptă meciul turc ca să demonstreze acest lucru. Puteam să câștigăm acolo, dar, nu știu, soarta așa a fost să fie. Sper să-i prindem acasă să le arătăm că nu suntem chiar așa cum au crezut ei. A fost un meci greu, l-am făcut noi greu, am început bine și s-a terminat cam rău pentru noi. Dar sperăm cu meciul de acasă să ne revanșăm față de rezultatul de la Târgu Jiu. Adversara Universității Minaur Baia Mare a surprins în etapa precedentă când nu a reușit să obțină decât un punct pe teren propriu cu Universitatea Cluj. Centrul Cristian Bursuc este de părere că în urma rezultatelor înregistrate de cele două echipe săptămâna trecută, miza punctelor puse în jocul de sâmbătă este mult mai mare. Am fost surprins când am auzit că au făcut egal, nu mă așteptam, mai ales cu Universitatea Cluj. Dar, pe de-o parte, nu este bine pentru noi, deoarece vor veni aici motivați și câștige punctele care le-au pierdut acasă. Dar sperăm să nu fie așa. Și mai bine vor câștiga punctele care le-au pierdut la Târgu Jiu. Universitatea și Minaur s-au întâlnit ultima dată în cadrul memorialului Mihai Mironiuc. Atunci sucevenii s-au impus cu scorul de 28-25.